Bună dimineața tuturor celor care vizionați acest video. Îmi fac o citire intuitivă pentru viitor cu un pachet de cărți de oracol din înțelepciunea antică orientală pentru zodia Leu, ascendent Leu. Această citire este valabilă pentru următorul an, în acest moment, din momentul în care vizionați acest video pentru prima dată, poate avea o valabilitate așadar de un an de zile. Să vedem ce spun cărțile de oracol antic. Citirea va cuprinde un verset din înțelepciunea antică și interpretarea acestui verset a ceea ce ar putea fi într-un interval de un an de zile pentru zodia Leu, ascendent Leu. Haideți să vedem. Zodia Leu, 34, numărul 34. Citatul spune așa, versetul. Fii amabil și modest în viața ta, cuvintele să-ți fie oneste și comportamentul sincer. Îndoiala se ivește în inima ta, fii drept ca razele soarelui. Interpretare. Soarele roșu este suspendat în mijlocul cerului. Asta înseamnă că dorințele îți vor fi îndeplinite. Ca apa toamna, curată, pură și liniștită, la fel și inima ta ar trebui să fie calmă și fără griji. De ce să trăiești cu îndoieli și neliniști când lucrurile pot să fie realizate fără greutate? Tu și familia ta veți fi teferi. Problemele în afaceri provoacă ravagii în realizarea profitului. Alianța matrimonială va fi fericită, dar sarcina ar putea prezenta riscuri. Agricultura, industria mătăsii și creșterea vitelor sunt deficitare. Călătorii pot să întâmpine dificultăți în drumul lor și nu există nicio speranță pentru găsirea persoanelor dispărute. Nu pierde timp să cauți obiecte pierdute. Vei pierde litigiile, iar mutatul în altă țară sau altă casă nu este recomandat. Bolnavii pot fi vindecați doar alungând demonii prin amenajarea unui altar special pentru rugăciuni. Mormintele strămoșilor nu vor suferi în niciun fel. Foarte interesant mesaj. Mai ieși și soarele și lei sunt chiar sub patronajul soarelui, nu? Așadar, dragi lei, vă doresc un an minunat, binecuvântat oriunde ați fi. Aveți grijă de voi. La revedere, să iubiți și să fiți iubiți!